Bună ziua și mulțumim că ați venit măcar dumneavoastră. La noi așa e de liberă presă că... Sau că-i soare mare afară, nu? Trebuie să întrebe de stăpân. Am invitat să vă comunicăm că... Partidul Liberal nu a avut nici în gând, nu că în realitate, să provoace o neînțelegere între cetățeni. Așa cum s-a întâmplat astăzi în piață. Mai mult ca atât. În punct de vedere a legislației, noi suntem cei care am depus declarația din timp, așa cum se cuvine, și după lege, cel care depune primul declarație, cel are dreptul la desfășurarea unui miting. Noi am văzut că platforma, așa zisă, Demnitate și Adevăr, a anunțat mitingul pe 7, fără a, chiar simplu, să ne întrebe pe noi, domnilor liberali, organizați sau nu organizați un miting. Au venit la noi numai după ce noi deja, așa normal cum se spune, o săptămână înainte, faci anunț, pregătești. Mitingul a venit domnul Vasile Năstase, Kiril Moțpan și încă unul, nu mai se numește cine, și am zis că haideți să nu discutăm cu grămada, că ne cunoaștem și discutăm cu domnul Năstase. Sunteți de acord? A fost de acord, Vasile Năstase. Am vorbit, am spus. Noi nu putem să vă cedăm, fiindcă deja e programat, sunt cheltuieli, sunt oameni organizați, avem o săptămână până la alegeri. Zic, ești de acord că trebuie să menținem capitala? Da, sunt de acord. Înțelegi? Cu tare problemă. Da, înțeleg. Și totuși, zici, poate faci o pauză și ne oferiți nouă. Zic, dar cum să faci pauză? Că nu să... Nu e o să spunem, o acțiune prin care poți să întrerupi activitatea și să-i oferi posibilitatea altui să și apoi să revii la această acțiune. Nu, ne-am despărțit normal, frumos. Seara citesc pe internet Viorel Țopa comentează demersul Partidului Liberal la primărie să ne permite pentru o... să permită 20 de mașini CAMAS care noi am planificat să... și ați văzut că au fost în locul lor autobuzele, planificat să arătăm ce înseamnă sau cât trage acest miliard. Zic, nu, deja de-am să vede că discuția noastră despărțit normal, zic, discuția noastră nu a fost înțeleasă. Nu înțeleg cum. Pe de parte, înțeleg că noi trebuie să menținem capitala, să nu câștige alegerile de stânga, de fapt, Moscova și multe altele. Și când Colobra, zic, că încep atacul, că rezerva de aur a lui Plăcadniuc. Eu vreau să spun încă o dată. N-am fost, nu sunt și nu voi fi în buzunar nimănui. Și nu este niciun motiv, și care cunoaște acest motiv, poate să-l spui. Care ar fi motivul să mă pui minim Plăcăniuc în buzunar? Asta este o speculație de lor, prin care știu că lumea ne-a mulțumit de Plăcăniuc și Filat și speculează cu aceasta. Ei, din contră, sunt în buzunar, dar să vorbim mai târziu despre aceasta. Ei, mai zic, am dat și eu o replică acolo, sigur că pe Facebook, s-au pornit atacuri. Nu, trebuie să constatăm așa ca lumea să înțeleagă, spun mai bine zis adevărul. Lumea nemulțumită de ce s-a întâmplat, de promisiuni făcute în 2009, când am dat jos guvernarea comunistă, că venim să facem dreptate, să ridicăm viața cetățenilor, nivelul de trai, s-a terminat cu furtul miliardului și cu sărăcii și mai mari. Și acum s-au găsit aceștia care toți sunt la guvernare. Cum să-și salveze pielea după alegeri sau, cine știe, nimeni nu poate spune când vor fi alegeri parlamentare în viitor. Ordinare în 2018, să vor fi mai devreme. Sigur că au găsit
Și asta eu confirm încă o dată, eu am verificat, Vlad Filat cu adevărat a zburat la Frankfurt, avionul a venit la Chișinău, l-a luat, l-a dus, l-a adus și s-a dus înapoi. Fost și-a bătut palma cu Viorel Țopa și am mirosit o situație prin care deci pot exploata nemulțumirea oamenilor. Și lucrul s-a realizat azi în piață. Deci, acești oameni care au fost azi în piață, care au încercat să blocheze miticul Partidului Liberal, nu sunt cetățenii care susțin cursul pe european. Puțin poate printre ei, dezamăgiți, care încă nu cunosc. Realitatea au fost membri Partidul Socialiștilor, a noștri membri din sat, îi cunosc care și în ce partid este. Și au văzut, dar s-a văzut. Deci, o grupă veniți cu fes alb, o grupă turși berberi prin cap, și alții așa oameni care au fost aduși cu autobuzul. Acești oameni, deci cum spuneam, a Partidului Socialiștilor, a Partidului Jos Mafia lui Mocanu, cu lideri în frunte. Cu ce? Cu lideri în frunte. Cu lideri în frunte, chiar acolo. Și Mocanu era și alții. Și bănuiesc șapele de meu. Mai sunt membri sau nu sunt membri, dar cert este că după ce au mers o bună parte din cetățeni în 2009 cu pile de meu, s-au dezamăgit și acum ei vin și strigă împotriva guvernării care de fapt ei au adus-o la putere. N-a fost, sunt în lupta politică din 88. Încă așa ceva în istoria luptei noastre nu s-a întâmplat. Când oameni de dreapta atacă un partid de dreapta, deschis, folosind nemulțumirea oamenilor, sărăcia și nevoile pe care le au ei. Fiindcă cu Vasile Năstase am fost deputat în primul parlament, indemnitatea acolo face parte și Dorga Niuc, nu știu dacă a fost azi acolo. A fost. Ascultându-i, parcă avem același obiectiv. Să întoarce miliardul și să-i pedepsiți cei care au furat. Cu toate că eu totuși sper că procuratura va îndeplini legea și îl va pedepsi pe principalul sau principalii care stau în spate lui Șor. Pentru că Șor n-a furat miliardul fără acceptul puterii sau unuia din puterii. În concluzie, o să mai vorbesc cu colegii mei, în concluzie, e regretabil faptul că cetățenii s-au dat manipulați de, adică fiind săraci și împotriva sărăciei, împotriva furtul miliardului, au trecut de partea celor care i-au furat. Asta, de fapt, e o tragedie. Știți cum spune că jertfa îmbrățișează călău. E vorba de ocupație. Cam așa s-a întâmplat la noi astăzi. Autorizația, noi avem, tot avem noi. Eu că nu pot să înțeleg. Dacă ei erau, sunt pentru această dreptate care ei pledează, ce nu mai sunt zile, noi suntem în campanie electorală, cum l-a întrebat și pe Vasile Năstase. Spune-mi, te rog, voi, candidatul vostru, luptă pentru ca să nu iei primăria partid de stânga, partidele pro-rusă. Sau noi. Ce e mai important? O mitingă pe Leu în preajma alegerilor locale, unde trebuie să salvăm capitala. Sau un miting de vostru. Adică, mă rog, după alegeri, cât șapte poftim zile, cât dorești. Nu. Deci toate acestea demonstrează că această acțiune a fost pregătită anume împotriva PL-ului. Să provoace nemulțumirea maselor, să creeze așa o situație încât cetățenii să nu voteze principalul candidat al Partidului Liberal, Dorin Chirtoac, la funcție primar general. Și asta e făcut în mod conștient, așa încât, cum am spus eu mai devreme, sau altă dată, că Moscova reușește prin ai noștri, în ghilimele, să pună în Moldova prin vot democratic. Sau prin aceste meeting-uri, demonstrații. Azi noi am reușit să-i oprim. Altă dată nu se știe. Și atunci vor fi alți provocatori și vor trezi din nou cu 7 aprilie. Iar s-ar de parlamentul, iar s-ar de guvernul, președinția, printre ei circulă.
discută astfel de lucruri. Și încă vreau să repet, nu sunt alegătorii cetățenii care au venit azi în piață, în marea majoritate, nu toți, în marea majoritate, nu sunt cetățenii care pledează pentru cursul european. Sunt cetățeni săraci, lipsiți pământului și folosiți de actuala putere și de prietenii lor care au făcut înainte business, au furat și care se gândesc cum pe viitor iarăși să fure și așa încât să nu mai fie tras la răspundere nimic. La noi de la 90 încoace să mai vin la 94, încă nimeni n-a fost judicat din cei care au guvernat, nimeni absolut. Ajung în cei mai săraci din toată Europa, fiind furați cel mai mult. Nimeni nu a fost judicat. De ce? De ce se încheacă așa? Puterea aduce o altă putere care îi apără pe dânși. Așa s-a întâmplat și în 2008. Noi am văzut că Filat nu este omul nostru, cauzei. Dar scopul a fost să dăm jos guvernarea comunistă. Și am scăpat de comuniști și pe cine am adus? Vedeți? Stimați cetățeni, fiți atenți. Nu întotdeauna trebuie să vă lăsați manipulați sau cumpărați. Sau că vă dat 100 de lei, vă urcat în autobuz și vă trimis la Chișinău. Așa nu scăpăm din mizerie și sărăcie. Legea niciodată nu va funcționa. Va funcționa doar puterea banului și a puterii. Mulțumesc, poate mai revin cine mai vrea să vorbească. Domnul Chirtoacă. Întrebări la sfârșit, vă rog. Da. În măsura în care ceea ce voi spune va ajunge la telespectatori și respectiv la cetățenii din Chișinău din Republica Moldova, vă aduc la cunoștință următoarele. Astăzi în Chișinău a avut loc un moment al adevărului. Astăzi au ieșit la suprafață și o altă serie de minciuni cu care mai trăiește societatea noastră. Pe de altă parte, astăzi s-a mutat în centrul Chișinăului bătaia care a avut loc la primărie acum o lună. Iată că astăzi am fost martori cum această bătaie s-a mutat din clădirea primăriei în centrul Chișinăului. Evident că așa ceva nu este deloc binevenit într-o societate care se pretinde a fi democratică și pro-europeană. Noi am planificat o acțiune de mobilizare la vot. Această acțiune am planificat-o încă acum 3 ani. Pregătindu-ne de alegerile locale, cum fiecare partid se pregătește. Puteți verifica în arhiva partidului și a primăriei. Prin urmare, oricine dorește să facă o manifestație în aceeași zi cu Partidul Liberal, conform legii, trebuie să aleagă o altă locație, dacă este ocupată deja locația pe care o doresc inițial. Iată că cei care au venit astăzi în piață și de o parte și din partea a treia, că au fost din două părți incluse instalații de sonorizare, au ignorat prevederile legale și au mizat pe faptul că ei au făcut o mai mare promovare și respectiv chemare de participare. Dar legea este una pentru toți. Nu este o lege pentru noi și o lege pentru ei. În momentul în care pornești la drum încălcând legea, înseamnă că urmărești alte scopuri decât cele nobile pe care le declari. Și din acest punct de vedere, noi știm că suntem corecți, suntem sinceri și nu avem nimic de ascuns. În ceea ce privește conținutul propriu-zis a acțiunii domniilor lor și în ceea ce privește conținutul acestei platforme, nu o să mă refer acum, o să avem poate o altă ocazie. Dar deloc nu sunt ceea ce par a fi sau doresc să pară a fi. Pentru că, din câte vedem, în spatele acela sau chiar pe scenă și în spatele lor, nu sunt altcineva decât infractori condamnați penal, sunt parteneri de afaceri al lui Plahotniuc, cu care împreună au devalizat Victoria Bank. Tot acolo sunt dintre aceia care l-au ridicat în slăb pe Filat de-a lungul timpului. De asemenea, tot dintre aceia sunt care au luat credite la Banca de Economie și nu le-au întors până în ziua de astăzi. De aceea am mari îndoieli că asemenea personaje ne pot pe noi duce spre dreptate, adevăr, demnitate și cum se mai cheamă platforma. Cetățenii care sunt, da, ei vor dreptate, vor adevăr. Dar poate încă nu-și dau seama cine este în fața lor, însă cu timpul vor afla. Din acest punct de vedere, noi nu ne facem niciun fel de îngrijorări. Nu ne facem nici griji și nici probleme. Pentru noi este important ca adevărul să fie întotdeauna la suprafață. Și din acest punct de vedere, veninul care l-am văzut astăzi și răutatea care am văzut astăzi în piață, ea a existat și până acum, doar că ei se cam temeau să o scoată la suprafață. Și atunci evenimentul de astăzi a jucat rolul unui declanșator.
Noi nu ne trebuie neapărat să trecem de alegeri locale ca să vedem așa ceva. Noi vrem să vedem întotdeauna lucrurile așa cum sunt. Și această răutate și acest venin, până la urmă, vor avea efect de bumerang împotriva celor la care au pornit toată această murdărie și tot acest atac asupra peleului. Adică, de furat au furat alții, dar trădători și vinovați rămân Partidul Liberal, Mihai Ghimbo, Dorin Chirtoacă, Corina Fusu, Valeriu Munteanu și alți colegi de-ai noștri. Claus Iohannis în alegerile prezidențiale în România a avut o vorbă care l-a făcut celebru și câștigător pe deasupra. Pentru că fiind atacat personal de contracandidat, dânsul a răspuns într-un mod corect, inteligent și diplomatic. Decât să fiu mărlan, mai bine pierd. Așa vă spunem și noi astăzi. Decât să fim fățarnici, mai bine pierdem. Dar noi vom câștiga, pentru că adevărul și dreptatea sunt de partea noastră. Și fățărnicia care apare astăzi în plin Chișinău, în toată Moldova, cu privire la înlocuirea, de fapt, a unor oligarhi cu alți oligarhi, cu un grup mafiot, înlocuirea unui grup mafiot cu un alt grup mafiot, eu nu cred că nouă ne trebuie așa ceva. Ori noi construim un stat corect, democratic, bazat pe lege, bazat pe justiție independentă și pe toate celelalte, ajungând să rezolvăm și problemele locale, ori dacă noi vrem, de fiecare dată, să fim furați, iar după aceea să-i votăm pe aceia care fură, atunci rezultă că noi ne merităm soarta și nu trebuie să căutăm vinovieți în altă parte. Înseamnă că noi înșine ne dorim o asemenea soartă proastă. Și asta, din păcate, este oferit de către aceia care s-au apucat astăzi să atace Partidul Liberal. Noi care n-am avut nicio intenție să intrăm cu cineva în discuții, în conflict, noi ne-am căutat de acțiunea noastră. Și la urmă, dacă au venit peste noi în Piața Mare Plenare Naționale, putea foarte bine să stea în partea cealaltă, să-și facă meeting-ul. Noi cu nimic nu am încurcat. Nu i-am huiduit, nu i-am trimis, nu i-am scos, nu i-am așa mai departe. Noi ne-am căutat de meeting-ul nostru. În momentul în care am fost atacați, am dat și noi replici. Dar ar fi fost civilizat cu totul altfel să se petreacă. Și sper să le fie învățătură de mine. Pentru că noi nu avem ce pierde și noi mergem înainte. De fapt, astăzi a căzut masca de pe fața spuită a acelor lideri care pretind că luptă pentru demnitate și adevăr, pretinșilor lideri care pretind luptă pentru demnitate și adevăr. Nu este un scenariu nou, pentru că scenariile se repetă de la independența Republicii Moldova încoace. Pentru că Kremlinul, bineînțeles că nu doarme, nici nu s-a liniștit, nici nu s-a împăcat cu faptul că noi ne dorim un viitor bun, sănătos, normal, alături de state civilizate. De fiecare dată, în aceste scenarii, era prevăzut și rămâne a fi prevăzut ca energiile oamenilor, nemulțumirea oamenilor, revolta lor, bineînțeles că îndreptățită. Pentru că în 25 de ani n-au văzut nimic bun, n-au devenit să trăiască în bunăstare și normalitate, nu au încredere în justiție, nu au încredere în parlament, nu au încredere în guvern. Lumea este disperată. Și este cel puțin cinic să folosești durerea omului pentru a-ți continua o carieră sau a-ți construi o carieră politică în dauna cetățenilor pe care i-ai furat. Și acum încerci să-i pui pe o altă direcție. Asta este un lucru important, chiar dacă trist, bineînțeles. Ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost un lucru trist pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte bine că această mască a căzut. Pentru că este bine întotdeauna să știi cu cine ai de a face. Ziua de astăzi mi-a amintit foarte bine despre ziua de 7 aprilie, când i-am văzut în față pe provocatorii aruncați printre masele de oameni care și atunci au ieșit cu sinceritate să spună un adevăr, să spună că nu mai doresc guvernare comunistă, că doresc un viitor european. Și atunci, la 7 aprilie, această dorință a oamenilor de a trăi omenește a fost
furată exact de aceleași partide pe care astăzi le-am văzut față în față de cealaltă parte a bulevardului Ștefan cel Mare. Pentru că acesta este adevărul. Ei sunt aceiași de la 1989 încoace. Numai că își schimbă maniera de a ne amăgi. Iată de ce Partidul Liberal astăzi a, nu că a solicitat, dar a făcut un efort bun pentru a le deschide oamenilor ochii și de a înțelege că nu poți vota cu ochii închiși și nu te poți lăsa amăgit la nesfârșit. Nu ne jucăm aici de țara în bunghi. Pur și simplu, într-o săptămână va trebui să spunem cu toții, dorim să mergem pe calea aleasă de cetățeni care ne-au dat votul pentru un parcurs european sau cetățenii Republicii Moldova alături de politicienii hapsâni ar putea să ne deruteze. Trebuie să alegem corect. Eu voi încerca în mod telegrafic să realizez filmul faptului evenimentelor care au fost înainte de evenimentul de astăzi. Pentru că lumea a văzut la televizor să o să vadă în continuare ce s-a întâmplat azi în Piața Marii Adunări Naționale, dar hai să vedem cum au început aceste lucruri. Încă în 2012 a spus și domnul primar general, noi am depus cerere privind desfășurarea evenimentului de astăzi. Legea cu privire la întruniri prevede în felul următor. Trebuie doar să depui o cerere la primărie, prin care anunț Partidul Liberal în data de la primăria municipiului Chișinău, fiecare face acest lucru, în care anunț în Piața Marii Adunări Naționale, va desfășura un meeting și noi am spus atunci că vom avea întâlnire cu cetățenii, respectiv cu alegătorii, pentru că este campanie electorală. Haideți să vedem, am făcut asta în 2012. În 2014 apăruse deja socialiștii și au făcut exact același lucru, pentru aceeași dată, iarăși cu gândul la alegeri, au făcut o solicitare în acest sens și abia acum 2-3 săptămâni, cei de la platforma sus numită au făcut și ei o cerere în acest sens. Mai mult decât atât, și Partidul Liberal Democrat a făcut o solicitare anterior în acest sens și respectiv primăria trebuia să aleagă sau trebuia să hotărască cine dintre aceste patru subiecte organizează. Și evident că legea spune că organizează cel care a depus cererea întâi. Absolut subit și altruist, Partidul Liberal Democrat și Partidul Socialiștilor au renunțat să organizeze întruniri în această dată, fapt pentru care au fost lăudați foarte mult de Viorel Țopa pe un portal de-al său. Și iată, am rămas noi Partidul Liberal, dar evident că în momentul în care socialiștii au renunțat la acest lucru, știau foarte exact că scopul lor este să alimenteze o provocare împotriva Partidului Liberal care sunt sau ei sunt principalii contracandidați pentru primăria Capitalei. Și asta ne duce la gândul că ceea ce s-a întâmplat astăzi a avut și alimentare din partea Partidului Socialiștilor a se citi a Moscovei. De aceea suntem departe de gândul că ceea ce s-a întâmplat astăzi s-a realizat fără contribuția Partidului Socialiștilor, care vă spuneam a fost laudat, și fără contribuția Moscovei. Mulțumesc cu întrebări. Vreau să spun de domnul Zimbu, unii dintre protestatarii care au platformat, au avut de pentru că nu era la piața mare din Mărtimor, deci și apoi v-ați năzut. Și aceva n-a fost și astea sunt peculații. Cum să eliberez până la 12, dacă la 11 noi știm toți că avem practica, că niciodată nu începe plătim meeting-ul. Că așa e lumea la noi. La cum trei vin mai târziu, de la mii din cu atât mai mult. Și cum să-l încep 5 minute și să-l, la când, dacă ați văzut programul nostru, e pentru 4 ore a fost. Nu e adevărat. Alte întrebări. Noi, când am avut lansarea, atunci cu adevărat, le-am promis și am plecat. Când am făcut lansarea scurt într-o oră, În campanie electorală. A lansat partidul, vă amintiți la momentul Ștefan cel Mare. Au fost, le-am spus, da băi, data ți-a spus că nu putem. Și eu cred că a fost corect să înțeleagă că mai important decât să menținem în capitala, nu există nimic, fiindcă i-a luat, cum am zis, cumratul și l-a fi luat bălțul.
Deci înseamnă că ei au vrut și au făcut azi. Cât au putut așa încât ca să pierd din capital. Eu sunt sigur că cetățenii nu o să meargă după mintea lor. Dacă îmi permiteți, eu vreau să vă zic că noi avem o cerere depusă și pentru data de 21 iulie, pentru iunie, de duminica cu o săptămână înainte de turul 2. Pentru că noi știm foarte exact de înainte că o să avem turul 1 și o să fim prezenți și o să avem turul 2 și o să fim prezenți în turul 2. Și de ce? Toate aceste acțiuni sunt organizate de Partidul Liberal deliberat, cinstit, corect, transparent și n-am avut nicio problemă în acest sens. De astăzi, vă spunem, în data de 21 vom avea încă o acțiune în acest sens, cu o săptămână înainte de turul 2 și nu au avut nicio problemă în acest sens. Cei care vin peste noi și cei care încearcă să facă zâzanii, o fac cu siguranță la îndemnul și la solicitări. Punem de asemenea problema și în felul următor. Saudi dacă e la centru. Pe data de 3 mai, pe data de 3 mai noi am avut lansarea Partidului Liberal. La fel a fost situația. Noi aveam marș preconizat prin oraș, cu automobile, respectiv lansarea la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare. Dar pentru că acțiunea noastră dura o oră în Piața Mare a Adunării Naționale și la Ștefan cel Mare, după care toată ziua în teritoriu, pentru noi n-a fost o problemă ca după ce încheiem noi acțiunea să își desfășoare acțiunea altcineva. Dovadă cum s-a desfășurat ziua de 3 mai. Foarte bine. Venim acum la data de 7 iunie. 7 aprilie, 7 iunie, se repetă. Astăzi, pentru la noi, programul a fost mai de lungă durată. Nu de o oră, nu de două, ci de 4 ore cel puțin. Dacă dânșii atât de mult intenționau să facă acțiunea în Piața Mare a Adunării Naționale, poftim. La ora 16, piața este liberă. Păi împiedică cineva să facă acțiuni acum după amiază, până seara la ora 22 sau până măcar până mâine dimineață? Nu. Intenția lor a fost să vină direct peste noi, cu scopurile respective de a provoca altercații, bătăi și alte lucruri care s-au întâmplat în piață. Deci, încalci legea de două ori, și la 3 mai și la 7 iunie. Pe 3 mai beneficiezi de deschidere din partea partidului, nu apreciez acest lucru, pe data de 7 iunie vii și dai cu bâta în cei care până la urmă te-au ajutat. Aceasta arată, de fapt, rea voință și rea intenție. Din acest punct de vedere, noi nu avem nimic de ascuns și chemăm pe toată lumea să dea imaginele complet așa cum sunt, fără niciun fel de menajament. Și la societatea să tragă concluzii. Cine pe noi vrea să ne salveze de la toată murdăria care s-a acumulat timp de 5 ani și nedreptatea care este asupra Moldovei. Care, oameni care vin încălcând legea. Asta nu va fi niciodată. Alte întrebări. Despre ce a discutat dumneavoastră? Eu vreau să vă spun că dumneavoastră insistent umblați. Eu m-am întâlnit cu Viorel Țopa, dacă vreți să știți. Da? Și fiindcă colegul dumneavoastră n-a auzit astăzi, că de fapt a venit nu ca un jurnalist, dar ca un impostor. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar eu, de fapt, mă întâlnesc cu Viorel Țopa. Bine seara, da? Și nu credeți? Nu, la pare rău. La prav. Nu, că eu m-am înțeles și l-a adus la Chișinău. Haideți să lăsăm speculațiile astea. Eu vreau ca... Nu, eu vă înțeleg, dar totuși... Înțeleg unde lucrați și cui aparține televiziunea aceasta, dar dacă așa, înseamnă că așa o să fie alții. Da, faptul că Viorel Țopa și Vladimir Plahotniuc, prin anii 2005-2007, au dat Bosna Victoria Bank, au dat oamenii afară, i-au arestat pe o parte, au preluat în mod forțat acțiunile, puțin punând cuțitul la gât și pistolul, la tâmplă, unor acționari din anii 90 de la Victoria Bank. Domnul Chirtoar, că la Moscova a fost Țopa. La Moscova, da, Țopa. Țopa a fost. Țopa, da. Asta nu deranjează niciun fel că cei care au fost parteneri de afaceri, care au făcut milioane împreună, în diferite moduri, astăzi sunt pe baricade diferite și vă folosesc pe dumneavoastră pentru a pune fel de întrebări cine și cine unde s-a văzut. Asta e un pic cam stran. Eu eram președinte. Când au venit la mine și s-a plâns doi acționari de la Victoria Bank și au spus cum le-au fost luate acțiunile. Și unui din acționari, acțiunile au fost luate la Moscova, acolo s-a cotărât. Așa, metaforic vorbind, i-a pus cuțitul la gât sau la inimă și i-a spus, dacă dai acțiune, trăiești, dacă nu dai acțiune, nu trăiești. Pentru ce sunt condamnați? Dar treaba lor, eu nu vreau să cum să vă zic eu, să fac parte din hoț să strigă vine hoț. Eu sunt un om cinstit,
Și am demonstrat lucrul ăsta în toți acești 26 de ani de luptă politică. Și tocmai asta și e problema. Că pe Ghimpu și partidul liberal nu poate cumpăra nimeni și îl pune în buzunar nicăieri. Și de aceea se inventează, că s-a întâlnit, că a făcut, că a pus. Astăzi vreau să vă spun, domnișoară, transmiteți colegilor dumneavoastră, toți acolo. Astăzi toți sunt în buzunar Placaniuc. Filat sunt în buzunar Placaniuc, nu eu. Și asta a văzut după rezultatul alegerilor parlamentare. Caleața, de fapt, trebuie să fie cu pele. Și Filat, care a spus, jos, Moldova fără comuniști, Moldova fără Voronin, Moldova fără sărăcii, sunt comuniștii. De ce? La masa aceea neagră, că acolo am discutat, și el a zis, ce să fac, că n-am încotro, că sunt niște comuniști. Și eu spun, tu, principalul, nu accepta. Ce spune PD-ul? Și am tot parlă și după asta, hop, tot cu comuniștii. Adică, amunde trebuie să schimbăm sloganul, Moldova fără Filat. Dacă nu a realizat sloganul Moldova fără Voronin și fără comuniști. Moldova fără Filat. Și fără, nu pe de mine pot să spun, dar fără Filat, da. Mai sunt oameni buni acolo. Alte întrebări? Așa e. Deci, pentru noi nu este o noutate. Ce s-a întâmplat? Eu am prevăzut, dacă ați văzut, am avut oameni, panglica, gardă. Noi am prevăzut, eu știu cine e Mocanu, eu știu cine e ceilalți, toți îi știu, îi cunosc din 88 încoace. Și noi toate am prevăzut. Am prevăzut și poliția va întârzia puțin și a întârziat. Ce drept, dar pe urmă a venit totuși. Eu totuși vreau să mă adresez cetățeni, stimați cetățeni. Știu că vă doare. Știu că n-aveți ce mânca. Știu că sunteți dezbrăcați dumneavoastră și copiii. Știu că vă amăgesc. Știu că vă fură. Dar nu schimbați haina lor. Schimbați haina dumneavoastră. Fiindcă în haina lor tot ei vin. Uitați-vă. Am avut, mi-amintesc acum, știi, fix cum a apărut și platforma asta, când era Front Popular în puterea, a venit domnul Lucinski, Petru, secretar, prim-star al Partidului Comunist. Hai să facem așa o formă a democraților ca să cuprindem tot, așa, nu știu, ca și platforma de acum. Aici e la scenariu. Ca să dezbine frontul, să mai formăm o forum. Ca să-l conducă ei, Moscova. Aceste scenarii sunt bine cunoscute pentru Partidul Liberal și pentru mine, în primul rând. Și păcat este că cetățenii nu înțeleg că tot acești au înlăturat pe arena politică Front Popular, l-au compromis cu ce doriți, cu Roșca, cu toți alții. A venit alt partid. A venit Sinegru, de fapt, a venit Lucinski, a venit agrarienii, a venit comuniștii. Și lumea tot timpul crede în ăștia care, de fapt, ei sunt aceiași. Așa cum am mers numărătura comunistă pe lista partidilor și Rândunica, și Democrat Agrar, și Democrat, și tot aceiași oameni erau. Și la pele de mie. Și la pele de mie. Doar la pele de mie, nu tot domnul Cinci și domnul Sinegru să... Tutorii, conduc. La congres am văzut ambii pe dânși. Și acum încă și a apărut și Partidul Socialiștilor. Noi, liberale, n-am fost și vom fi cu nimeni decât cu cei care merită această viață. Cetățeni, omul, viața lui și, în primul rând, viitorul european. Și această acțiune a noastră, asta și-a avut. Minerea noastră a fost ca să salvăm capitala de Moscova, să nu obțină Putin prin votul democratic. Și într-o oricare măsură le-a reușit să strice, fiindcă noi n-am reușit să aduci la cunoștință ce am adus autobuz în piață, așa doar a venit pe scurt, domnul Dorin Chirtoac. Caravana, care scopul meeting și acțiunii de azi a fost caravana, meeting și caravana, votul tău e decisiv. Vino și votează. Pentru că noi știm că electoratul nostru e cam leneș. Pe internet e foarte harnic, se strige, da? Dacă la vot, doarme acasă. Și în primul rând tineretul. La noi, după sondaj, cunoaștem că cei mai buni votanți pentru perioada deliberală sunt tineretul. Și vedeți, totuși sunt care mai le-a reușit. Dar oricum noi să învingem. Fiindcă aceste 10.000 care au venit în piață, 15 câte au fost ele, jumătate din
sau mai mult de jumătate s-a dus din Republica autobuzului. Și ăștia, cum am spus, nu sunt votanții noștri. Și eu am spus lucrurile astea mai înainte încă la colegii mei. Nu vă bucurați că o dat domnul Chertoacă Hora, da? Dar până asta, la alt miting a fost la unioniști. Da? Asta a fost la... Da, aici nu s-a nu știu legător. Aceștia oameni chinuiți sunt. Chinuiți. Vai de capul lor, cum trăiesc. Dar pe de altă parte, bună parte din ei sunt cu viziuni prorusă. Vreau informați cum socialiștii au dat comandă la lor din teritoriu și spune să ieșeți duminic pe 7 la ora 12 în piață. Erau mai mult decât... Aici... Iată care, așa că, stimați cetățeni, credeți-ne și fiți foarte, vă rog, vigilenți în... O să mai fie situații în felul ăsta. Acum, cu o săptămână înainte de alegeri, noi trebuie să ieșim cu toții, absolut cu toții, să votăm Dorin Chirtoacă și Partidul Liberal. Și așa vom învinge și așa vom ajunge în mare familie europeană. Numai așa. Altfel, o să fim permanent amăgiți și furați. Poftim. Aș vrea să adaug următoarele, pentru că s-a intrat în câteva detalii. Admitem că o parte, cel puțin, dacă nu mare majoritate din cetățenii astăzi revoltați din piața Marii Dunării Naționale, își doresc să avem o schimbare a situației, demiterea guvernului, nu știu, înlăturarea de la guvernarea celor care sunt și așa mai departe. Însă, în momentul în care oamenii care astăzi au fost în piață, sau care au fost pe 3 mai, sau care au participat în general la toate aceste proteste, în momentul în care ei ar afla cine sunt, de fapt, cei care le vorbesc de pe scenă? Cine sunt cei care se pretind a fi lideri și fondatori a așa numite platforme? Mă tem că o să rămână la fel de dezamăgiți, dacă nu mai tare. Viorel Țop a luat milioane de euro de la Banca de Economii Credite, încă de la bun început, din anii 90, pe care până în ziua de astăzi nu le-a întors. Tot dumnealui a fost implicat în chestiunea cu Victoria Bank și pentru asta este condamnat penal. Este infractor. Nu este un cetățean oarecare ascuns acum prin Germania. Între aceia care se găseau astăzi pe scenă sunt o bună parte dintre aceia care au votat pentru Voronin la 4 aprilie 2005 în rând cu Filat, cu Serebrean și cu Diacov și cu ceilalți. Vasile Năstas împreună cu Iurii Roșca și cu Voronin au intrat în sediile Antena 5 și Euro TV în anul 2005-2006. I-au dat afară pe jurnaliști. Au intrat acolo într-un mod barbar. Au făcut după aceea propagandă după votul de 4 aprilie 2005 lui Roșca și lui Voronin ani de zile, deja prin 2009, nu știu, s-au dat într-o parte când nu mai aveau nici surse, nici altceva. Ei pe noi să ne salveze de la oligarhii care sunt astăzi, de la mafia care este, care ei au stat mână în mână cu ei. Sau Sergiu Mocanu, care a fost consilier pe probleme speciale al președintelui de atunci, Vladimir Voronin. Dânsul este salvatorul Republicii Moldova, cumva? Sau analiști politici care i-au ridicat în stăt pe al defilat și toți ceilalți în toți acești 5 ani, bătând în Partidul Liberal, când noi spuneam despre hoția de la Banca de Economii din anul 2010, de la bun început, îi putem noi crede pe toți acești infractori, parteneri de afaceri a lui Placotiuc, a lui Filat, sau susținători de a lui Voronin și de a lui Placotiuc, până nu de mult, ăștia pe noi să ne salveze și să ne ducă la dreptate? Pe naiba, niciodată. Ăștia nu or să facă nimic altceva decât să înlocuiască o grupare de oligarhi cu o altă grupare de oligarhi și să continue să fure Moldova. Cum ei au făcut-o prin dovezi, fapte clare, anulate din 90 încoace. Dar, nicio problemă, dacă respectivii cetățeni își doresc o asemenea soartă, să-i susțină, să-i promoveze, până când o să-și dea seama, o să-și deschidă ochii, o să dezamăgească și abia atunci o să o ia din nou de la cap. Noi avem răbdare. Am răbdat 25 de ani, am stat pe poziție 25 de ani, mai stăm 50, mai stăm 100, dar nici noi ne dăm bătuți. Să ne aibă pe noi, de proști și toată societatea, toată Moldova, niște unii alții prăpădiți care și-au bătut joc de noi ani de zile, au colaborat cu toți hoții și cu toți comuniștii și acum ei salvatorii nației. Niciodată. Asta e minciună și fățărnicie. Și decât fățărnicie, mai vine dreptate. Această provocare și cu asta încheiem, astăzi nu le-a reușit lor, fiindcă am fost noi Partidul Liberal. Dar când o să iasă la acțiuni de unii singuri, unde lumea e dirijată cum vrei, cum am spus, că e gata să apuce de orice fir de iarbă, țineți minte că ei vor pregăti o provocare așa încât spune iarăși în genunchi Republica Moldova. Ce ține de curs european? Domnul deputat, nu mi-ați mai răspuns la întrebare. Eu am răspuns, cred, cel mai bine în viața mea. Mai bun răspunsul, nicăieri niciodată n-am dat. Am dat un răspuns foarte clar și convingător. Așa de clar. Așa de clar a fost. Și
Dar ce am să mă întâlnesc eu cu Plăcănel? Dar ce am eu să mă întâlnesc? Mai bine mă întâlnesc seara cu tine. Sau ce să mă întâlnesc cu Plăcănel? O zi bună, la revedere!